Zeci de străzi în cartierele Medgidiei se află într-o stare deplorabilă, plină de gropi și neasfaltate de ani buni. Arterele de circulație sunt un chin pentru cei care trebuie să urmeze aceste rute. Unii spun că drumurile au văzut asfalt proaspăt cu zeci de ani în urmă. Ultima sesizare a oamenilor vizează străzile Caraiman, Anton Pan și Vântului. De 30 de ani așa e cu gropile astea, copiii să împiedică cadă, numai bube au pe la picioare. Mașinile zrupă cu proțile pe aici, le repară. De 30 de ani ne-a asfaltat nimic. Nu știu să vă spun precis, dar cred că are 10 ani mai bine. Cum vă descurcați, doamna, când plouă? Tot nisipul și încă a mai fost, l-a luat apa, a venit în fața casei, iar și calerul acolo, înapoi ce a rămas. Foarte greu, foarte greu, că, de exemplu, am o nepoată, două cărucioare a stricat soția prin gropile astea pe aici. O roată și pierdută. Cetățenii au sesizat în nenumărate rânduri faptul că pe aceste străzi nu se mai poate circula, însă autoritățile au ridicat din numeri. Numai minciuni și primari și toți sunt de acolo. Nici o promisiune n-avem. Mereu la primar, n-am posibilitate. Autoritățile locale nu pot da un răspuns clar și găsesc cu greu o dată la care să înceapă efectiv asfaltarea. După cum știți, acest proiect a fost în evaluare la minister, se află în prezent la aprobare la ministru. Ni s-a promis semnarea de către fostul ministru Dragnea înainte de data la care dânsul a fost schimbat din funcție. Am reînceput demersurile și discuțiile cu actualul ministru al dezvoltării regionale și sperăm că acest lucru se întâmple în vara acestui. Oamenii își aduc aminte de promisiunile făcute an de an de autoritățile locale și neîndeplinite. Dacă vorbele se uită, iar reprezentanții primăriei caută scuze pentru orice situație, gropile rămân.